În videoclipul de astăzi vom vorbi despre motivele pentru care investițiile în companii care plătesc dividende nu sunt cea mai bună opțiune dacă scopul tău este să acumulezi active și să îți construiești averea. Salutare! Numele meu este Ovidiu Tarcu și vreau să-ți urez bun venit pe canalul meu de YouTube. Dividendele sunt una dintre cele mai comune și mai ușor de înțeles metode de a obține venit pasiv. În principiu, pentru a primi dividende, tot ce trebuie să faci este să cumpere acțiuni la companii care obțin profit an de an și care aleg să plătească o parte din el către investitori. Privindu-le în acest mod, dividendele sunt foarte atrăgătoare. Sentimentul pe care îl ai atunci când îți intră bani în cont, fără ca tu să fie nevoie să muncești pentru ei, este încântător. În plus, este mult mai ușor să înțelegi conceptul dobânzii compuse dacă te raportezi la dividende. Spre exemplu, investești o sumă de bani într-o companie, iar apoi primești dividende de la ea. Cu acei bani, cumperi și mai multe acțiuni la aceeași companie. Acest lucru face ca în anul următor să primești și mai mulți bani sub formă de dividende. Bani pe care, din nou, îi investești. Și tot repeți procesul până când veniturile obținute sub formă de dividende de la compania în care ai investit ajung să îți financeze întreg stilul de viață. Datorită faptului că sunt un concept ușor de înțeles și efectul investițiilor este mult mai palpabil, întrucât vezi cum îți intră bani în cont fără să faci nimic, multe persoane se concentrează pe a investi exclusiv în companii care plătesc dividende în mod regulat. Scopul lor este, bineînțeles, să genereze cât mai mult venit pasiv. În ciuda avantajelor pe care le-am prezentat mai devreme, la fel ca orice altă investiție, această abordare are câteva minusuri. De aceea, în videoclipul de astăzi vreau să-ți prezint 7 dezavantaje ale investițiilor făcute pentru a genera venituri pasive din dividende. Iar dacă vei urmări până la final, îți voi arăta și cum poți să le eviți sau să le minimizezi efectele. Dar înainte să începem, vreau doar să menționez că eu public videoclipuri noi pe subiectul finanțelor personale și a investițiilor în fiecare săptămână. Dacă ești interesat de subiect, abonează-te la canal și apasă pe clopoțelul de notificări, astfel încât YouTube să te informeze de fiecare dată când public conținut nou. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă. Un prim dezavantaj al faptului că investești exclusiv în companii care plătesc dividende este faptul că îți limitezi singur diversificarea portofoliului. Folosind această strategie, excluzi din portofoliul tău toate companiile care au un potențial mare de creștere. Companii precum Google, Amazon, Netflix sau Tesla. În prezent, genul acesta de companii nu distribuie dividende investitorilor pentru că reinvestesc tot profitul ca să se dezvolte cât mai mult. Scopul lor este să devină lider de piață și să domine sectoarele economice în care activează. În câțiva ani și companiile care sunt acum axate pe creștere vor ajunge la maturitate și vor începe să distribuie investitorilor o parte din profiturile pe care le obțin. Iar atunci poate vei decide să le incluzi în portofoliul tău. Problema este că, ignorându-le până în acel moment, renunți la câștigurile care provin strict din aprecierea valorii companiilor. Un al doilea dezavantaj al investițiilor în companii care plătesc dividende este faptul că dividendele nu sunt garantate. Diferite evenimente economice pot determina companiile care plătesc dividende să reducă valoarea dividendelor sau să stopeze cu totul plata lor într-un anumit an. Asta se poate întâmpla chiar dacă o companie face parte din grupul Dividend Aristocrats și a distribuit dividende în mod constant pe parcursul ultimilor 25 de ani. De exemplu, datorită incertitudinilor economice și a crizei sanitare cu care ne-am confruntat în 2020, BRD a decis să nu distribuie dividende acționarilor din profitul înregistrat în anul 2019. Această caracteristică a dividendelor te afectează mai mult dacă ai nevoie de banii pe care îi primești de la companiile în care ai investit pentru a trăi. Un al treilea dezavantaj al dividendelor este faptul că nu ai control asupra banilor pe care îi retragi anual din portofoliul de investiții. Mai devreme am atras atenția faptului că s-ar putea ca într-un anumit an să nu obții niciun ban din investițiile tale. Însă, reversul medaliei este că primești prea mulți bani. Dă-mi voie să-ți explic. Când oamenii încep să trăiască din investițiile pe care le-au făcut de-a lungul anilor, de obicei se ghidează după regula de 4%.
Regula spune că dacă vrei ca banii pe care i-ai acumulat în portofoliul de investiții să te țină pe toată perioada vieții și poate chiar să rămână ceva pe care să îi lași moștenire, nu trebuie să retragi anual mai mult de 4% din valoarea totală a portofoliului. Atunci când investești cu scopul de a primi în fiecare an dividende, urmărești companiile care plătesc cel mai mare dividend. Ei bine, dacă într-un an, din valoarea totală a portofoliului tău, sunt distribuiți în mod automat 8% sub formă de dividende, iar tu trebuia să retragi doar 4%, ceilalți 4% sunt o bătaie de cap. În primul rând, pentru că plătești impozite pentru acele câștiguri care sunt reținute în mod automat la sursă. Iar în al doilea rând, pentru că dacă nu-i reinvestești, îți destabilizezi portofoliul și crește riscul de a rămâne fără bani. Cel de-al patrulea dezavantaj al dividendelor se leagă de cel menționat la punctul anterior și se referă la faptul că, pentru a reinvesti dividendele, trebuie să depui ceva mai mult efort. Lăsând deoparte scenariul prezentat la punctul 3, dacă abia ai început să investești și scopul tău este să acumulezi cât mai multe active care în viitor să genereze venit pasiv, singurul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când primești dividendele este să le reinvestești. Nu îți permiți să îți cumperi telefoane și haine cu acei bani. Partea proastă este că trebuie să te ocupi personal de reinvestirea dividendelor. Există un număr limitat de broker care îți permit să automatizezi procesul de reinvestire a dividendelor. Dar majoritatea nu îți oferă această posibilitate. Iar dacă ai de plătit și comisioane de tranzacționare pe lângă timpul petrecut pentru a reinvesti manual dividendele, efectele dezavantajului se amplifică. Asta pe lângă cel mai mare cost pe care îl plătești atunci când încasezi dividende, despre care vom vorbi în secțiunea următoare. Dar înainte să ajungem acolo, dacă ți-au plăcut informațiile prezentate până acum, fă-mi o favoare și bagă puțin în seamă butonul de like pentru algoritmul YouTube. În felul acesta, videoclipul va obține un scor mai bun și va fi recomandat la mai multe persoane interesate de educația financiară. Mulțumesc! Cel de-al cincilea dezavantaj al dividendelor este faptul că ele sunt taxate în mod automat atunci când sunt distribuite acționarilor. Iar ca să înțelegi mai bine, hai să luăm următorul exemplu. Să presupunem că achiziționezi o acțiune la compania X la prețul de $100. Iar pe parcursul unui an, prețul acțiunii crește cu 10%, ajungând la $110. În această situație, chiar dacă tu vezi un profit de 10%, acesta este doar pe hârtie, este nerealizat și nu ești impozitat pe el decât în momentul în care vinzi efectiv acțiunea și îți intră banii în contul de la broker. În schimb, dacă investești în compania Y la prețul de $100, iar aceasta îți plătește un dividend de $10, pentru acei bani vei fi taxat. Iar dacă presupunem că dividendele sunt taxate cu 10%, atunci tu rămâi cu doar $9 pe care să-i folosești așa cum vrei. Dacă intenția ta este să folosești acei bani ca să trăiești, acest lucru nu te afectează pentru că te aștepți la asta. Dar dacă scopul tău este să-ți construiești averea și vrei să-i reinvestești, atunci randamentul tău este afectat. Asta pentru că tu reinvestești doar $9 pentru a cumpăra mai multe acțiuni la compania Y, în timp ce ea ar fi putut folosi toți cei $10 pentru a investi în dezvoltare, generând astfel aprecierea valorii acțiunii. Iar pentru acel câștig, așa cum am zis mai devreme, plătești impozit doar în momentul vânzării. Cel de-al șaselea dezavantaj al dividendelor este ceva mai complex, dar o să fac tot posibilul să-l explic cât pot de clar. Să presupunem că deții o acțiune care se tranzacționează la prețul de $50, iar compania alege să distribuie un dividend în valoare de $5 pe acțiune. La prima vedere, acest lucru pare foarte atrăgător, dar lucrurile nu stau chiar așa. La data ex-dividend, prețul acelei acțiuni se corectează cu $5. Brokerii ajustează în mod automat prețul acțiunii, acesta ajungând peste noapte la $45, pentru a reflecta dividendul plătit. Pe un grafic de tranzacționare, corecția se vede în felul următor. De ce se întâmplă asta? Ei bine, distribuirea dividendelor reprezintă un transfer de avere. Compania își dă seama că are foarte mulți bani la dispoziție și alege să plătească o parte dintre ei acționarilor ca să-i răsplătească pentru riscul asumat. Asta înseamnă că acei bani ies din conturile companiei fără speranța de a obține un beneficiu viitor de pe urma lor.
Iar ieșirea unei sume importante de bani din conturile bancare este un semn clar că acea companie valorează mai puțin. În consecință, apare acea corecție a prețului. Pentru tine, ca investitor, corecția se observă în felul următor. În loc să deții o acțiune care valorează 50 de dolari, acum deții o acțiune care valorează 45 de dolari și 5 dolari în contul de investiții de la broker. Cel puțin așa ar fi într-o lume perfectă dacă nu ar trebui să plătești impozit, așa cum am menționat mai devreme. Iar ca să facem o analogie, este exact ca și cum ai transfera o parte din bani din contul de economii în contul curent. Dacă te gândești că tu, ca investitor, rămâi cu aproximativ aceiași bani după ce scazi taxele, s-ar putea să nu fii foarte deranjat. Însă, acest transfer de avere este strâns legat de următorul dezavantaj și anume, plătirea dividendelor limitează posibilitățile de dezvoltare a companiei. Cu cât o companie distribuie un procent mai mare din profit sub formă de dividende, cu atât ea se dezvoltă mai greu. Iar motivul este evident. Dispune de mai puțin bani pentru a investi în crearea și îmbunătățirea produselor sau serviciilor pe care le oferă. Plata unui dividend prea mare poate sugera următorul mesaj investitorilor. Avem o sumă de bani cu care nu prea știm ce să facem, așa că ți-o dăm ție, acționarule. Poate le găsești tu o utilitate mai bună. Acesta nu este neapărat un semn bun, mai ales într-o situație în care concurența inovează în mod constant. De aceea, trebuie să înțelegi că, dacă investești exclusiv în companii care distribuie dividende mari, renunți la potențialul de creștere pe care îl au companiile care nu distribuie dividende. Iar acest lucru influențează ritmul la care îți crești averea. Acestea sunt cele 7 dezavantaje ale investițiilor de care trebuie să ții cont dacă optezi pentru o strategie în care investești exclusiv în companii care plătesc dividende. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate până acum, strivește butonul de like dacă nu ai făcut-o deja. Datorită dezavantajelor prezentate, eu nu consider că a investi exclusiv în companii care plătesc dividende este o strategie potrivită. Mai ales dacă ești în faza de construire a averii și încă nu trăiești de pe urma acestor investiții. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să investești în ele. Mai degrabă înseamnă că trebuie să le minimizezi dezavantajele. Iar asta o poți face prin intermediul fondurilor mutuale și a ETF-urilor de tip indice. De exemplu, ETF-urile pe care eu le dețin în portofoliu conțin atât companii care plătesc în mod constant dividende, cât și companii care reinvestesc profitul și au parte de creșteri spectaculoase. În felul acesta, minimizez dezavantajele lipsei de diversificare. Iar dacă optezi pentru fonduri și ETF-uri cu acumulare, ai mai mult control asupra sumelor pe care le retragi din portofoliu și a taxelor pe care le plătești. Dacă vrei să înveți cum poți și tu să investești prin intermediul fondurilor mutuale și a ETF-urilor, am lansat recent un curs în care prezint în detaliu toți pașii necesari pentru a face prima investiție și a începe să îți construiești un portofoliu de investiții. Găsești în descriere linkul către pagina sa de prezentare. Dar aș vrea să știu și cum arată strategia ta. Tu ce preferi? Companii care plătesc dividende, companii care nu plătesc dividende și reinvestesc tot profitul sau un mix între amândouă? Scrie-mi răspunsul tău în secțiunea de comentarii de mai jos. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, arată-l unui prieten care vrea să afle ce dezavantaje ai atunci când investești exclusiv în companii care plătesc dividende. Iar dacă vrei să vezi care sunt diferențele între un fond mutual tradițional, un fond mutual de tip indice și un ETF, apasă pe videoclipul care a apărut acum în dreapta mea. Până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară.